Doamne ajută și bine ați venit la această seară, care este prilebită și de lucrarea tradusă în limba română, viața și învățăturii de Patriarhului Pavel al Serbiei, dar cu siguranță că dumneavoastră ați aflat multe despre Patriarhul Pavle al Serbiei. Prima dată când l-am văzut, nu a fost în România, deși a fost și în România de două ori, la Tesalonic. Eram la Tesalonic, la studii și a fost un fel de congres, simpozion, cu tema aceasta de a păstra mediul, de conservare a mediului și a participat toți patriarhii ortodoxi. Și ceea ce m-a impresionat la Patriarhul Pavle, care arăta așa, puțin tăr la trup, a fost că i-a cerut Mitropolitului Tesalonicului biserică unde să slujească Sfânta Liturghie. Deci Patriarhul Pavle a slujit Sfânta Liturghie de când s-a preoțit în fiecare zi, cu excepția, bineînțeles, când era bolnav sau când era în călătorie sau, bineînțeles, zilele liturgice. La Tesalonic a avut o bisericuță unde a slujit. De asemenea, știam când a participat la Sfințirea Bisericii Iisus Mântuitorul la Moscova, el trimisese veșmintele la Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova, deci se sfințea această catedrală după ce se știe că a fost dinamitată și distrusă. Și Patriarhul Pavle avea o zi, deci au avut o zi la dispoziție și a spus că nu se poate fără Sfânta Liturghie. S-au dus la o biserică, au căutat o biserică, el și cu diaconul, pe care îl însoțea, și a zis, nu avem veșminte arhierești, avem veșminte preoțești. Nu e nicio problemă. S-a îmbrăcat în veșminte preoțești și a slujit Sfânta Liturghie. Majoritatea dintre noi am aflat că Patriarhul Pavle umbla simplu. Că mergea pe jos foarte mult, în tramvai. Și toată lumea, cred că a aflat că la un moment dat diaconul a spus, știți prea fericirea voastră sau sfinția voastră, acum majoritatea merg la ștrand și sunt cam despuiați așa. Și părintele i-a zis, depinde cu ce ochi privești și dacă te uiți cu ochi duhovnicești, vei vedea ceea ce trebuie să vezi. Adică nu este o problemă faptul că priveliștea poate nu este prea duhovnicească. Amintirea pe care a lăsat-o Patriarhul Pavle, întâi stătător al Bisericii Serbiei, în întreaga lume ortodoxă și nu numai în lumea ortodoxă, este una care nu se poate șterge ușor. Nu voi intra în amănunte în ceea ce privește viața Patriarhului Pavle, doar atât voi menționa câteva lucruri care m-au impresionat și anume faptul că Patriarhul Pavel, în ciuda multor sare îndatoriri, pentru că a fost și episcop undeva în Kosovo și Metohia, apoi a devenit arhiepiscop de Peci și în sfârșit patriarh al Serbiei, a trăit o viață autentic monahală. În fiecare dimineață, în paraclisul, fie de la episcopia unde a slujit, fie în paraclisul patriarhiei, slujea Sfânta Liturghie și se împărtășea. Și în fiecare seară era prezent la vecernia care se săvârșea în Catedrala Mitropolitană. Ceea ce aflasem și mi-amintesc că în 90 am aflat și m-a impresionat felul în care a fost ales. Deci Patriarhul Pavle, în momentul în care a fost ales patriarh, a avut așa o surpriză. De ce? Pentru că
Iată cum s-a desfășurat. În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Serbe pentru alegerea Patriarhului, 1 decembrie 1990, conform Constituției Bisericii Serbiei, trebuia ca toți episcopii electori să îi însemneze cu semnul crucii pe cei trei candidați care trebuiau să întrunească cel puțin 13 voturi. Și în prima rundă au fost aleși doar doi, adică doi au trecut, au avut numărul de 13 voturi. Al treilea, episcopul Pavel, din cauza insuficienței de voturi, 11, a rămas în afară și doar la a doua rundă, deci s-a trecut la a doua rundă de... A fost ales prin 20 de voturi și a intrat în triada candidaților. A urmat faza finală a alegerii prin sorți, adică printr-un mod apostolic. Egumenul mănăstirii Tronosa, după o rugăciune, a scos din cartea Sfintei Evangheliei cele trei plicuri sigilate cu numele celor trei candidați, le-a amestecat și a extras unul, pe care îl înmânează președintelui, cel mai mare arhiereu, care stând înaintea ușilor împărătești, a arătat plicul sigilat și l-a deschis și a comunicat. Arhiepiscop de Peci, mitropolit de Belgrad și Karlovac, patriarh al Serbiei, este episcopul de Raška și Prizren Pavel. Deci, mitropolitul Amfilohie de Muntenegru scria, comentând acest episod, unicul om care, într-adevăr, n-a vrut să fie patriarh. A fost patriarhul Pavel. Și după alegere, adresându-le Sfântului Sinod, Patriarhul Pavel vrea să spună: puterele mele sunt mici și voi o știți. Eu nu nădăjduiesc în ele, nădăjduiesc în ajutorul vostru și, repet, în ajutorul lui Dumnezeu cu care El m-a sprijinit până astăzi. Să fie spre slava lui Dumnezeu și spre folosul bisericii sale și a poporului nostru încercat în aceste vremuri grele. Urcându-mă ca al 4-lea patriarh, al 44-lea patriarh al Serbiei, în tronul Sfântului Sava, nu am niciun program personal pentru misiunea patriarhală. Programul meu este Evanghelia lui Hristos sau frumosul ei mesaj despre Dumnezeu, care este cu noi și despre împărăția lui din lăuntrul nostru, atâta vreme cât prin credință și prin iubire îl primim. A luat asupra sa îndatoririle patriarhale într-o perioadă pe care o știți foarte bine, din 90, ce s-a întâmplat în Serbia, nu? Deci, într-una din cele mai grele perioade ale istoriei Serbiei, în vremea războaielor, a presiunilor și a șantajelor puternicilor lumii, a tulburărilor interne, a sărăciei, în vremea contestării lucrurilor sfinte și cuvioase. S-a împotrivit răului, din ce parte, ori din ce parte ar fi venit, chemând la înțelepțire și pe compatrioții săi și pe străini. De multe ori spunea: sub soare există destul spațiu pentru toți. De pace au nevoie la fel toți oamenii, precum noi, așa și vrăjmașii noștri. Mai bine să ne pierdem capul decât să ne pierdem sufletul. Avem obligația, ca și în cea mai grea situație, să ne comportăm ca oameni. Și că nu există interes nici național, nici personal care ar putea să constituie o justificare pentru a nu fi oameni. Deci rămâne acest mesaj, acest continuu repetate cuvinte ale sale, să fim oameni. Să fim oameni, bineînțeles, oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, Patriarhul Pavle, așa cum reiese din această lucrare, a lui Iovan Ianici, tradusă în limba română de Ionuț și Slageana Gurgu, deci sunt acum unde? Mehedinți. Deci Viața și Învățătorul Patriarhul Pavel al Serbiei este, de fapt, să zicem așa, o lucrare care probabil că va deveni un sinaxar al Bisericii Ortodoxe Sârbe, dar și un sinaxar al Bisericii Ortodoxe, pentru că Patriarhul Pavle a depășit naționalismul. Știți că există probleme cu naționalismele sârbi și așa mai departe. El a avut
această deschidere, așa cum și noi avem deschidere. M-a întrebat cineva la un moment dat, Părinte, de chiar când a fost, unde e Răzvan? Când a fost la Mogoșoaia? Vorbiți-ne despre sobornicitate. Ce înțelegeți prin sobornicitatea asta? Și răspunsul meu a fost, păi noi în biserica de la noi avem așa, avem pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, avem o părticică mică din Sfintele Moaște, avem de asemenea pe Sfântul Ioan Rusu, tot așa o părticică din Sfintele Moaște, aduse și dăruite nouă de Părintele Ioan Berneză, Dumnezeu să-L odihnească. Avem de asemenea icoana Sfântului Efrem cel Nou. Efrem cel Nou, care este atât de cinstit și foarte interesant este că un grec mi-a spus, Părinte, cred că în România este mai cinstit Sfântul Efrem cel Nou chiar mai mult decât la noi. Nu mai spune că la sărbătoarea, la praznicul Sfinților Ioan Rusu sau Sfântul Nectarie din Eghina, și îndrăznesc să cred că și la Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, cred că românii sunt cel puțin jumătate dintre pelerini, dacă nu, uneori sunt majoritari. Deci asta este o expresie a sobornicității și vă dați seama, acest părinte, patriarh Pavle, care s-a născut undeva în Croația și după aceea a fost episcop în Kosovo și Metohia, a avut de înfruntat multe, dar totuși a avut această dragoste și deschidere încât, așa cum spuneam, el este respectat nu numai de creștini, dar și chiar și de văzându-l atât de simplu și atât de întrupat în ceea ce spunea să fim oameni, foarte mulți, chiar și din afara bisericii, sunt cei care l-au apreciat și l-au iubit. Și stăteam și mă gândeam ce mesaj le-a dat. A spus să nu veniți cu coroane la mormântare, când a fost în mormântare, și să aprindeți fiecare câte o lumânare și ce ați cheltuit pe coroane să puneți la, pentru catedrala, pentru finalizarea lucrării catedralei Sfântul Sava. Și am înțeles că au fost cam 600 de mii numai care au trecut pe la... Așa să-i sărute mâna acelui patriarh, în ciuda faptului că cineva a primit, domnule, nu sărutați mâna pentru că este o epidemie de gripă. Era atunci... Poftiți? Era gripa, da? Dar toată lumea a sărutat mâna și nu-i puțin 600 de mii, dar pe străzile Belgrade am simțit că era ca 1 milion de oameni. Da. Deci toate acestea sunt repere ale unei vieți care cred eu că merită cunoscută și mai ales am această dragoste, mai ales de la Sfântul Iustin Popovici, care, iată, a fost și canonizat. Sârbii au niște teologi, am fi de Hieradovici și chiar actualul patriarh al Serbiei, sunt mari teologi. Mă rog, ceea ce mă apropie foarte mult, Patriarhul Pavle a studiat la Atena. Așa, cunoscut limba greacă și există, într-adevăr, această comuniune și legătură extraordinară între Biserica Ortodoxă a Greciei și Biserica Sârbă. Dar m-au impresionat și Amfilohie, care este de asemenea episcop, și Irineu, m-au impresionat prin faptul că sunt foarte serioși și mai mult decât atât n-am auzit așa vorbind în limba, vorbesc în limba greacă, o limbă greacă pe care o știa și Patriarhul Pavle, greaca aceea catarevusa, greaca aceea cultă, cu expresii care foarte apropiată de greaca veche. Domnul doctor, poftiți în față. Deci, consider că acestea sunt reperele unei seri. Sunt reperele unei seri și în jurul acestei cărți. O seară pe care a propus-o prietenul meu, Daniel Mazilu, cel care a inițiat aceste seri cu pedagogia Rugului Aprins. Și îi mulțumim că a venit de la Checuși în această seară. Noi am avut mai multe seri cu și despre Eminescu. Dânsul, dacă n-a fost prezent fizic, a intervenit prin Skype
Și dânsul va vorbi și despre felul în care se va desfășura această seară și ce invitații avem, e adevărat, via Skype, pentru că iată că tehnica ne și poate ajuta dacă avem și discernământul publicesc. Deci îl rog pe domnul Daniel Bazil să ne prezinte așa și această carte și... Bună seara!